Este fără îndoială cel mai iubit prezentator de spectacole și festivaluri, un jurnalist muzical cu o bogată experiență, dar și un partener de dialog fermecător. Tavi, cum îi spun prietenii, este o adevărată enciclopedie în materie de muzică, fiind poate singurul cronicar al zilelor noastre care ne mai amintește de valorile uitate ale muzicii ușoare românești. Admirat de doamne și domnișoare de-a lungul timpului, are în palmares multe cuceriri încă de pe vremea când, împreună cu Julio Iglesias, se plimbau prin Brașov cu ochii după fete. Nu mai deține tricoul de campion republican la basket, păstrează însă cu grijă diploma de olimp la matematică, semnată de Grigore Moisil, dar și un album de amintiri neprețuite cu cei mai mari artiști ai generației de aur a muzicii ușoare românești. Octavian Ursulescu a acceptat invitația noastră și sunt convinsă că dialogul de azi va fi un bun prilej de a ne aminti de artiști care au scris istorie în muzica ușoară. Domnule Octavian Ursulescu, grea misiune de a vă prezenta tocmai pe dumneavoastră cel mai faimos prezentator al României. De fapt, acum îmi întorc serviciul pentru că eu te-am prezentat la Crizantema de Aur la Târgoviște și am visat că într-o zi Vasilica mă va prezenta și pe mine. Dar apropo, să nu uit, nu mai am tricoul fizic vorbind pentru că mi l-au distrus la nu fără un sfârșit. Nu e vina lor, poate și a mea, dar am fotografiile cu tricoul, cum am medaliile de campion la basket republican de junior. Te rog frumos, am. Și sigur, academicianul Grigore Moisil, când mi-a mânat mie diploma la Palatul Pionierilor, unde e Palatul Cotroceni, acum era Palatul Pionierilor. Și am primit atunci, pentru premiul 2 la Olimpiada Națională de Matematică, un vraf de cărți. Asta a fost. Probabil că acum aș fi primit o bursă în America sau cine știe altceva. Mă bucur foarte mult că sunt aici, că putem discuta, pentru că avem atâtea și atâtea să ne spunem apropo de muzică, de romanță, de actorie, de talentele tale. Mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim, dar mai ales de ale dumneavoastră. Meridianele cântecului, Steaua fără nume, Șlagăre în devenire, festivalul de la Mamaia, Crizantema de Aur și câte și mai câte. În Italia există un prezentator, Pippo Baudo, mai cunoscut decât toți cei pe care i-a prezentat de-a lungul timpului. Sunteți la fel de recunoscut și dumneavoastră, de apreciat? Se îngrijesc autoritățile de marele Octavian Ursulescu să primească laurii unei cariere închinate muzicii? Primul rând că n-am nevoie de nicio grijă de la autorități. Oricum, autoritățile n-au grijă de nimeni din domeniul artistic. S-a văzut asta și în perioada pandemiei. Din fericire, nu depinde asta. Sunt membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, redactor la revista noastră Actualitatea Muzicală, un lunar de mare ținută unde semnează toate condeile, toți criticii muzicali importanți. Deci mai am spectacole. Apropo de festivaluri, trebuie să amintim festivalul de la Amara pe care l-am prezentat de vreo 22 de ori. Mai este un festival de romanțe foarte bun la Zlatna, în județul Alba. Poate vii odată acolo într-un recital. Te aștept pe același drum, se intitulează festivalul. Și festivalul internațional de muzică ușoară George Grigoriu de la Brăila. Sunt foarte mândru pentru că am prezentat toate cele 16 ediții de la înființare până acum. Deci iată, sunt manifestări festivaliere plus cele de televiziune care sunt și mai vechi. Deci, cât de cât pot spune că activitatea mea nu s-a întrerupt, dar sigur, sunt mai puține festivalurile ca altădată. Apropo de Pippo Baudo, sigur, e puțin mai celebru chiar și decât mine Pippo Baudo, dar apropo de Sanremo, care din păcate nu mai e chiar ce a fost, chiar la începutul lui februarie a fost ediția 72-a, ediția 2022. Globalismul a început și acolo să-și arate puțin colții, dar în sfârșit au rămas Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Iva Zanichi, Eliza, au fost niște cântăreți extraordinari care au arătat că
muzica ușoară italiană, așa cum ar trebui să fie și cea din România, își respectă valorile, își respectă idolii, campionii. E, apropo de Pippo Baudo de Italia, în 1990 a fost ediția, prima ediție liberă, cum se spunea, festivalului de la Mamaia. Cu Titus Munteanu am făcut noi o ediție frumoasă acolo și a venit un celebru critic muzical de la Corriere della Sera, Mario Luzzatto Fegis, foarte cunoscut, și acum e la San Remo, scrie, deși are o vârstă, care a publicat un articol pe jumătate de pagină în ziar. Am și acum originalul, dacă știam, ți-l aduceam, ceva cu un San Remo la Marea Neagră se chema, titlul, fotografic cu Laura Stoica și Gabriel Cotabiță, care au fost atunci, Laura a câștigat interpretarea, Cotabiță a dat viață melodia Ave Maria de Cornel Fugară, premiul întâi la creație. Iar despre mine, acest Mario Luzzatto Fegis nu m-a comparat cu Pippo Baudo, mai bine, că e mai în vârstă, cu un alt prezentator foarte cunoscut în Italia, Renzo Arbore, un Renzo Arbore rumen. Sigur, nu mă culc eu pe laur și n-am asemenea veleități, dar mă bucur că, iată, festivalul nostru de la Mamaia a ajuns în paginile unui cotidian respectat în Italia. Un palmares impresionant. Spuneți-ne, dacă puteți, în ce ați investit toți banii câștigați în tot acest timp? Aveți vile, iahturi, colecții de tablouri? Unde vă petreceți vacanțele? Mi-a plăcut asta. Croaziere de lux? Mi-a plăcut cel mai mult. Toți banii investiți, în ce am investit toți banii câștigați? Așa. Deci să creadă lumea că am câștigat foarte... I-am ascuns în grădină, sub... am în grădină o adevărată cultură de fragi, toată grădina mea. Am o grădinuță, am o curte mică, casa bătrânească, n-am nicio vilă. Îmi pare rău ce să fac, îmi citesc în ziare, ce vile au artiștii de așa și așa mai departe. Foarte bine, mă bucur că o duc bine, că au resurse și că sunt recompensați pentru ceea ce fac. Ceea ce înainte nu s-a întâmplat. Deci am fragi foarte mulți în grădină. Chiar acum, plecând la filmare, am verificat, mi-au apărut două brândușe, curtea e plină de ghiocei și mi-au apărut, am adus eu mai de mult din Ardeal niște bulbi, se cheamă luscuțe. Luscuțele sunt ca un fel de ghiocei mai scurți în coadă și bordați cu verde jos. Poate le-ai văzut vreodată. Mi-au apărut și luscuțe. Și probabil acolo, pe dedesubt, am îngropat eu comoara, am și doi aluni. Deci asta este comoara mea, grădina între altele. Deci sunteți foarte bogat, domnule. Sigur că da. Sufletește, în primul rând. Am aluni, am un cireș, am un păr, am un măr, am un cais, un prun. Sunt mici, să nu-ți închipui. Este o curte cât e studioul ăsta aici, dar fiecare mi-aduce atâta bucurie. Sigur, printre ei trandafiri și alte. Uite să facem o dată o cam filmare. Cam cum era grădina din Reghin? De lângă Reghin, pardon. De lângă, din Chiherul de Sus. De lângă. Acolo e copilăria, la Chiherul de Sus. Așa. Dar știe Vasilica, atâtea știi despre m-a mine. M-a ajutat și domnul producător, trebuie să mărturisesc la această documentare. E vorba de Cosmin? Da. Vechiul meu prieten Cosmin Manu, un băiat excepțional. Câte spectacole am făcut la Sala Palatului. Sper să mai facem. Deci s-a documentat și el. Sigur. Mă bucur foarte mult. Într-adevăr, la Chiherul de Sus am copilărit. E pe drumul dintre Reghin, cum ai spus, și Sovata. Acolo era grădină, era jos, curgea apa, valea, cum îi spuneam noi, este apa Beicii, valea Beicii, mi se părea foarte mare, intram până gât în apă. Acum când mă duc acolo, mi se părea așa ceva mic și cel mai interesant este că se punea cânepa la topit. Tu știi cum e cânepa la topit? Nu știu. Nu știi, că pe la voi, pe acolo, prin Moldova, nu mai se punea puțin cânepă, mai mult prin Ardea. Cânepa se pune la tupit, la muiat în apă, știi? Înainte de a omelița ca să faci firele și chiar și cânepa aceasta, care nu este cânepa indiană,
amețește peștii. Și peștii se întorceau cu burta în sus. Și noi, pac, pac, îi adunam cu coșarca, îi prăjeam cu mălai și îi mâncam. Ce aminte. Da. Și de acolo, cred că mi se trage mie pasiunea pentru pescuit, că asta e grădina și pescuit. Și mie îmi place să dăm ceva, fă-mă fericit, du-mă în delta. Mă duc de multe ori în delta. Am fost și în străinătate, am pescuit în Suedia și așa mai departe. Și să nu uităm, eu m-am născut la Câmpul Cetății, am copilărit la Chiherul de Sus, dar Câmpul Cetății, la câțiva kilometri mai sus, unde părinții mei erau ingineri silvici, acolo e Câmpul Cetății celebru pentru păstrăvării. Și probabil, mă gândesc eu așa, undeva a fost o zeiță, o vrăjitoare, o zână, care a zis, tu o să fii pescar. Acolo, în casa în care m-am născut, este și acum tot ocol silvic. Am făcut o fotografie acum câțiva ani în fața treptelor, nu s-a schimbat cu nimic. Deci, grădină, natură, frumusețe. Asta e bogăția mea. Și pescuit. Zâna zicea să vă faceți pescar, dar dumneavoastră ați excelat pe scenă ca prezentator. Noi, fetele, când eram mici, luam un fixativ și în fața oglinzii imitam voci celebre. Dumneavoastră, ce model ați avut? N-am avut niciun model, având în vedere că prezentator a devenit mai târziu. Eu am debutat, de fapt, ca ziarist. Și ziarist am rămas și astăzi. Eu, dacă mă întrebi, asta este profesiunea mea de gazetar, de muzicolog, de critic muzical. Am debutat încă de când eram elev la liceul Dimitrie Cantemir, paginile ziarului Scânteia Tineretului. Și așa am rămas acolo, la Scânteia Tineretului. M-am apropiat pentru prima oară de muzica ușoară la festivalul Cerbul de Aur. Erau primele ediții Cerbul de Aur. Au fost între 68 și 71. Eu am ajuns prin 69, 70, acolo. Apoi eu am început să scriu la Contemporanul, la Femeia, cu rubrici permanente. Deci, prezentator am devenit datorită lui Cornel Chiriac la ultimele ediții ale emisiunii sale Metronom de la Radio România. Acolo am debutat, am prezentator de radio. Deci, vezi, este o trecere firească pe care aș recomanda-o tuturor celor care vor să intre în această ipostază. Întâi înveți să scrii. Ai cunoștințe serioase de limba română, am fost olimpic și la limba română, ai o cultură generală. Pe urmă îți faci vocea și ușurința de a vorbi la radio. Și abia apoi am ajuns la televiziune și după televiziune la festivaluri și mari spectacole. Și asta m-a ajutat că de fiecare dată să nu depind de niciun text scris de altcineva. N-am avut niciun producător general în spate care... Dar nici tu, că tu vorbești liber, aluzia. Foarte frumos, sigur că da. Așa încât n-am avut pe cine să urmăresc, mai ales că la noi nu prea erau prezentatori atunci, iar de muzică ușoară, de spectacole muzicale, chiar nu prea erau. Asta m-a ajutat, trebuie să recunosc cu toată sinceritatea, nu prea am avut concurență așa, pentru că am prezentat și festivalul de la Mamaia și emisiunile de care spuneai tu, de Șlagăre în Devenire și Steaua Fără Nume și Meridianele Cântului și emisiuni de varietăți, multe făcute alături de regretatul meu prieten, Titus Muntean. Deci n-am avut modele, dar probabil că am tras cu ochiul în stânga-dreapta, pentru că au fost oameni extraordinari de scenă. Când eram eu tânăr la Steaua Fără Nume, era profesor doctor Mihai Florea. A fost Ion Mustață care a prezentat. Au fost, o serie de talentați actori sau cântăreți. Marius Seicu a prezentat foarte bine Steaua Fără Nume. Cornel Constantiniu a prezentat și el. Poetul Dan Deșliu, Sânziana Pop. Au fost mulți cei care au trecut pe la Steaua Fără Nume. Dar, repet, eu am rămas consecvent acestei ipostaze de prezentator până în ziua de azi. Nu ați avut concurență nici atunci? Nu aveți nici astăzi? Concurență, se pare. Îndrăznesc să... Nu vreau să te contrazic, că ești prea frumoasă și te admir, dar chestia e că trebuie să faci această profesiune, dacă o asimilăm idee de profesiune, cu consecvență. Una este prezentatorul de televiziune.
adesea cu un prompter sau cu un scenariu bine definit și una este prezentatorul de spectacole muzicale în care trebuie să fii liber pe scenă, să vorbești, să improvizezi, să fii spontan, să fii atent, să poate întâmpla absolut orice. Deci nici în ziua de astăzi n-a spune că sunt foarte mulți cei care fac acest lucru numai pentru scenă. Deci un fel de trecere de la televiziune la scenă din partea organizatorilor. Așa încât îți mulțumesc dacă ai apreciat că n-aș avea foarte mulți. Eu m-aș bucura să fie foarte mulți, pentru că nu e bine să alergi singur, să ieși eventual pe locul 2. E bine să fie concurență și asta m-ar bucura. Legătura cu muzica e veche, din copilărie, pe când studiați la acordeon și știu cântați Valurile Amurului, zic bine, n-ați fost cucerit pe deplin pentru că ați abandonat, v-ați îndreptat către pian. Dar nici aici n-ați dezvoltat mari performanțe din cauza mirosului de chiftele, nu știu dacă zic bine. Dacă ce amintire extraordinare mă trezești, tu știi Valurile Amurului, valsul ăsta. Un val superb. Era o școală de muzică în gura oborului, cum se spune, pe strada Vaselor, acum sunt blocuri acolo, Monicu Grigoriu se chema. Nu era rudă cu George Grigoriu, că m-am interesat. Și tatăl meu cântase și el la acordeon și rudele mele de la Cheherul de sus, hai să acordeon. Și aveam un Timiș, un acordeon Timiș cu 48 de bași. Cei care cântă la acordeon știu și erau niște cutii paralelipipedice. Nu era teșită cutia cum e acum în dreptul claviaturilor. Și eram... mai era sigur o menajeră care mă mai ducea, dar de multe ori mă ducea sigur. Și din cauza asta începusem să cam urăsc instrumentul, că de la mine până acolo erau vreo două stații, că eram acordeonul. Peste timp am aflat că acolo a fost elev celebrul compozitor Ion Cristinoiu, înaintea mea. Puțin a fost, pentru că el pe urmă a intrat la conservator, s-a ocupat serios de muzică. Ei, după ce am cântat eu la acordeon, am dat spectacole cu trupa Veselia, se chema, se cânta în școli, la serbări, că probabil că așa era linia, ca să te lase să ai o școală privată, trebuia să mai răspunzi comenzilor. Am zis, hai să cânt la pian, că tot era, mă descurcam. Ai zis foarte bine și pianul era aproape, mă duceam, nu mă căram cu pianul în spate, avea doamna profesoară, Cârnaru, ok, mai făcut foarte asocierea astea în chiftele și Cârnaru este extraordinară. Și studiam acolo și doamna profesoară se mai ducea în bucătărie. Avea un halat de la de molton care ia prăjea ceva și halatul se îmbiba, dai seama de mirosurile acelea. Am permis să-i spun numele pentru că e atât de mult de atunci, deci cu siguranță nu mai e printre noi. Și pomul se întorcea și treceam să cântăm la patru mâini. Oh. Dai seama. Întorceam capul. Deci mirosul ăla de chifteluțe. Ele îmi sunt dragi acum chifteluțele, dar sunt nu la gustoase, pian. Sunt gustoase, dar nu la pian. Nu le amestecăm. Nu. Și așa încât după vreo jumătate de an, un an, am renunțat și la pian. Ați rezistat ceva? Am rezistat, da. Dar farmecul, grija pentru ținută, domnule Ursulescu, cui se datorează? De unde ați moștenit acest simț, acest al esteticului? Eu știu, poate de la părinții mei, tatăl meu era un bărbat înalt, elegant, distins, chiar am pe pereți fotografii cu el și cu fratele meu, cu regretatul meu, frate, și toată lumea zice, băi, dar ce bărbat frumos era tatăl tău, ca un actor de cinema, și probabil, fiind eu și mai înalt așa, și am început să trag cu ochiul, te uiți în reviste, te uiți la televizor, plus că dacă urci pe o scenă, trebuie să ai un respect extraordinar, nu atât față de tine, și față de, dar de spectatori. Când vezi că, mai ales înainte, publicul era foarte elegant la spectacol. Nu prea vedeai bărbați fără cravată, fără costum la spectacol. Azi totul e puțin mai lejer. E, atunci, tu ca prezentator, trebuie să fii și tu la înălțime. Și așa, cât
Plus că am fost nevoit înainte de 89, că nu erau posibilitățile de acum, mi-am făcut relații pe la diverse fabrici. Fabrici inclusiv de la Bacău. De la Bacău am avut niște haine extraordinare. Erau niște fabrici și bănuiesc că sunt și acum. Mai există de confecții, sigur că da. În București, la Sibiu de asemenea, făceau pentru export. Și mă duceam și eu, mă cunoșteau, le cumpăram de acolo și toată lumea zicea, au, ce haine ai, pentru că ele erau pentru export, nu aveam. Mi-am luat și smoking de acolo, papion, ceea ce mi-a permis, așa cum spui, să ofere eventual o imagine de eleganță. Ați frânt inimile multor femei, cu siguranță de-a lungul timpului, și sunt convinsă că și în perioada de liceu erați tot un crai. Alice, fata pentru care ați fost tuns la zero de miliție, este singura femeie din cauza cărei ați suferit? Nu, e ceva. Las că discut eu cu tine, Cosmine. Cred că tu ai aflat toate astea despre mine. Cred că m-am scăpat în vreo discuție cu el. Eu eram elev la Dimitrie Cantemir și așa. În apropiere era Bulevardul Dacia. Și această fată frumușică, foc, stătea acolo și într-o vară m-am dus după ea la mare. Eu eram puști, eram elev și ea, cred că, nu știu cum, avea alte relații. Eram, de fapt, eu îndrăgostit, nu ea. Nu eu am, ea mi-a frânt mie inima, nu invers cum spui tu. Și m-am nimerit într-o discotecă pe Valută, că atunci erau discoteci pe Valută. Și pe la miezul nopții, hap, razie, poliție, miliție. Ne-a luat pe toți care eram români care, și ne-au dus la sediul miliției din Mamaia. Acum e o policlinică acolo, e pe colț. Și ne-am luat un zero. Și nu numai pe mine, pe toți. Părinții mei erau la Constanța atunci, mătușa mea era constanțeancă, au venit și n-aveam nici buletin. Nu știu cum, n-aveam buletinul la mine. Eu, îndrăgostit, fugeam după fete pe acolo, nu mai îmi luam noaptea buletin. Și așa am ajuns eu să fiu tuns zero. Dar să știi, alta este mândria mea. În clasa a patra, eu am avut o învățătoare pe doamna Tudorache, fica, mama mare actrice, Olga Tudorache. Era deja în vârstă, era mai spre sfârșitul activității și dânsa ne-a pus. Vreau să spun că știam să croșetez, am croșetat, am cusut, am și acum pe perete un cocoș. Exista o oră a lucrului manual, exact. Și eu am prins. Aia e croșeta aia, așa cu un așa agățam, nu, cu Andrele n-am învățat, dar am cusut, am un cocoș în bucătărie. Cusul, bună dimineața, scrie semnat O. Cursulescu. Și la sfârșitul clasei a patra a făcut o serbare acolo în curtea școlii. E bine, nu înțeleg de ce, nici acum, dar am fotografiile, pe toți i-a tuns zero sau unu, tuns scurt așa, inclusiv pe prietenul bun, cel mai bun al meu, Șerban Papadopol. Numai eu am rămas cu un păr bogat așa. În costume populare, am făcut dans popular atunci la serbare. Și care e treaba? Eu cu Șerban iubeam aceeași fată. Mazilu o chema, Manuela Mazilu. Vezi, eu folosesc numele astea, că poate cândva, Manuela, unde ești? Ei bine, și pentru mine, și eu am dansat cu ea. Cred că a fost o lovitură cumplită pentru bietul Șerban. Și tuns ras în cap, și cu iubita în brațele mele. Nu v-ați duelat cu Șerban? Nu, am rămas bun prieten și nu mai știu despre el nimic. Mi-a zis o fostă colegă, s-ar putea să fi prăpădit, sper din toată inima să nu fie așa. După Manuela, după Alice, alte femei au mai creat dezamăgiri în viața dumneavoastră? Am înțeles că vin la o emisiune muzicală aici, nu, uite ce, încerc să mă provoci. Nu, sper că n-am provocat eu dezamăgiri mai degrabă decât femeile, pentru că sunt o persoană așa, mă observ, nestatornică, glumeață, așa încât sunt periculos. Ferește-te de mine. Nu pot trece peste
peste un episod, tot din acea perioadă a adolescenței, un episod care v-a marcat, și anume moartea colegului de liceu și a prietenei lui, un deces care pare desprins dintr-un scenariu sumbru, ei murind îmbrățișați. A fost primul contact cu moartea care v-a zguduit. Au urmat și altele. Și totuși, care este cel care v-a marcat cel mai mult? Știi care este, Vasilica, cel mai greu lucru? Atunci, fiind foarte tânăr, fiind imediat după ce terminasem liceul, mi s-a părut cumplit. Nu se murea la vârsta aia. Cum să mori la 18-19 ani? E, cumplit este când acum, încet, încet, din agenda, tai numere de telefon și nume. Unul câte unul, oameni extraordinari, prieteni, colegi, s-au petrecut, ne-au părăsit. Sigur că sunt multe, multe dureri în viața fiecăruia, dar cel mai mult m-a afectat, sigur, moartea fratelui meu, Florin Silviu Ursulescu, acum 2 ani și jumătate, infecție nosocomială, obișnuit în spitalele din România, nu mai insist, a fost o mare durere. Și sigur că și faptul că m-a părăsit mama în urmă cu o lună, după ce împlinise 100 de ani. Asta n-ai știut-o, nici Cosmin n-a știut-o. Nu, pentru că n-am făcut public acest lucru și nici nu. E o chestie intimă de familie, dar am fost fericit că n-a suferit, a fost foarte bine, vioaie, simpatică. Asta e, 100 de ani și o lună. Și nu, și 10 zile. Deci, dar fratele meu, care s-a prăpădit foarte tânăr, în putere, a fost o mare durere, mai ales că noi am colaborat foarte mult, noi am scris împreună, am publicat împreună și cărți și articole și era și el membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, specialistul paginii rock la actualitatea muzicală la revista noastră și efectiv e foarte greu să rămâi singur. Tragem nădejde că o să vă avem foarte mulți ani. A, păi da, și 25 de ani ai mei sunt sigur. În plină verbă, sigur. În continuare dau cu sapa în grădină, mă mențin la pescuit, nu mai spun, pentru că lumea își închipuie că pescuitul este o chestie de leneveală. Ăsta e pescuitul staționar. Când stai la crapui, faci acolo momeală, faci arunci și aștepți. Sau la caras, pui undița, dar eu sunt în primul rând pescar de răpitor, care stai în picioare în barcă, dai la știuc, pac, dai, păi, da, faci scurtă la mână într-o zi întreagă, dai de sute de ori. Poate prinzi o știucă, poate nu prinzi, poate prinzi un biban sau un șalău. Deci e o activitate fizică pescuitul acesta. Și în general, chiar dacă ești pe mal la staționar, te ridici, pui, iei peștele, îl pui, mai pui momeala. Deci cu grădinăritul, cu pescuitul, dar până acum nu se mai organizează. Am fost la olimpiadele jurnaliștilor, olimpiadele mass media internaționale. În Canada a fost de iarnă, în Grecia, în Turcia, în Belgia, în Tunisia. Am mai fost în câteva țări și am o groază de medalii. Am cupe, am medalii, am luat medalii de aur la fotbal, la basket, la volei, la badminton, la petanc. Știi ce e petanc? Bull, cum joacă francezii. S-aruncă o bilă, da, de un semn acolo, uite, colegul știe cum e petanc. Nu jucasem în viața mea. M-am prins tehnica, uite, așa trebuie să o arunci, bila puțin mai sus să cadă, că altfel dacă o dai cu mâna aceea, se rostogolește, ca la curling-ul ăsta acum la olimpiadă. Și erau canadienii, francezii. Am luat eu medalie de argint la petanc. Să uitau, urât la mine, ăia toată ziua. Ai o bilă crestată, metalică, să măsoară cu centimetru cât de aproape, e o nebunie întreagă petanc. La petanc, la ce am mai luat? Am mai luat la tot felul și la atletism, la ciclism. Deci am făcut sport și în continuare fac pe cât pot.
Dar nu mai am unde, că dacă nu mai sunt olimpiadele astea ale ziariștilor, acolo s-adunau ziariști din toată lumea. Era o comuniune foarte interesantă. Nu se mai organizează. A murit organizatorul principal. Organizatorul era unul din Canada și pe unul din Belgia. S-au prăpădit amândoi. Și dacă nu este un element care să pună în mișcare toată organizarea... Dar pentru tot ce ați făcut, pentru muzica ușoară românească, ați fost răsplătit cu vreo medalie? Nu. Dar nu trebuie medalii. Am fost răsplătit cu aplauze, cu faptul că lumea mă cunoaște. Pe stradă mai puțin acum. Tinerii nu prea te mai văd, nu prea te mai știu, dar mă știu cei mai în vârstă așa. Ce mai faceți, domnul Ursulescu? Am fost răsplătit cu faptul că am prezentat atâtea și atâtea spectacole, am prezentat atâtea vedete. Asta îți umple sufletul de bucurie. N-ai nevoie de nicio medalie. Au luat medalii alții, iau ordine. Nu, nici nu trebuie. Am, sigur, am pe pereți o groază de diplome, o groază de medalii, de cupe, inclusiv sportive, dar n-am fost răsplătit, nu știu la ce te referi când spui răsplătit. Să fiu chemat la Cotroceni, cavaler? De ce nu? Nu, nu. Sigur. N-am fost, dar nici nu vreau să fiu chemat la niciun Cotroceni. Am primit de la organizatori, de la emisiuni de televiziune, de la primării, de la nu știu ce, am primit tot felul și le-am pus acolo frumos, pe unde am loc, în casă, cam o casă mică. Dar le-am pus pentru că e un semn de recunoașterea faptului că, iată, cineva s-a gândit la mine. De la festivaluri și așa mai departe. O viață dedicată scenei, în ciuda unei experiențe de specialitate, ca să zic. A fost o perioadă pe care ați întrerupt-o la un moment dat din cauza unui articol apărut, scris de Adrian Păunescu. În revista condusă de Adrian Păunescu, semnatar era un cântăreț la muzicuță, Cornel Ionescu îl chema. A apărut acest articol care... Ce conține acest articol? Și ce probleme ați avut din cauza acestui articol? Știi, nu-mi face plăcere nici acum, după atâta vreme, să-mi aduc aminte de acel articol. În ziua când a apărut, și-am luat revista Flacărea de la chioșc, nu pot să spun, mi s-au muiat genunchii. Mi-a zis cineva, vezi că e un articol în care te desfințează. Și era un atac politic, în primul rând. Ce am făcut? Ce spun? În urma unui interviu pe care, unei discuții pe care am avut-o în Polonia cu un ziarist polonez tânăr, în care, sigur, am avut încredere, dar am discutat, el m-a întrebat. Și am spus că nu sunt libertăți, eu conduceam un pop club cu fratele meu la Politehnică, cu ce probleme avem, că nu pot să difuzez anumite melodii, că în general tot ce se întâmpla în perioada aceea era sfârșitul anilor 70. E, o cântăreață s-a dus pe urmă în Polonia, s-a împrietenit cu ziaristul, ziaristul i-a relatat, i-a venit, i-a relatat celor de la formația Sphinx cu care colabora și acestui muzicuțist care scria în Flacăra și care m-a desființat. Dușman al poporului, a servit forțelor capitaliste, nu știu, nici nu mai vreau, nici n-aș putea să-l recitesc acum ca să-ți dai seama ce cumplite după atâția ani să nu mai poți, pentru că din clipa aia am început săptămânal la securitate, la secția de presă a CC, al PCR. Dar ce ați făcut? Dar ce ați spus? Dar de ce? M-au întrebat odată, de 10 ori. Interzis total. Radio, televiziune, spectacole, presă. Deci, brusc, eu n-am mai existat. Deci, acest articol, practic, mi-a pus capul vieții pentru 2 ani, 2 ani și jumătate când a durat interdicția. Asta a fost ceva cumplit, mai ales în perioada aia. Poate să nu-ți placă de mine. Și mie poate nu-mi place de un cântăreț. Am scris și eu un articol, poate uneori am fost nedrept, poate am criticat că nu trebuia. Pentru că mai ales când ești tânăr, ești așa, mai tranșant și îți dai seama mai târziu că nu e cazul. Dar să ataci un om în acea perioadă pe criteriile acestea politice ca să-l bagi în pușcărie a fost îngrozitor. Culmea este că după un timp, dacă tot ai amintit de Adrian Păunescu, el a publicat tot în Flacăra,
l-a dat afară pe acest Cornel Ionescu, nu pe Pontim, nu, nelegat de articol, și a publicat el un pamflet intitulat, asta spune totul, Muzicuța dermatologică. Da, asta e cu totul altceva și peste ani, după Revoluție, el a devenit redactor șef pentru un timp la Sportul Românesc, o gazetă sportivă, unde am fost invitat un timp să fac niște editoriale pe prima pagină de Sorin Satmări, coleg cu mine, de basket și așa mai departe. Și într-o zi mă cheamă Păunescu la el și, spre surprinderea mea, să mă iertați, domnul Suescu, și a adus aminte și domnul Păunescu, asta e, a trecut atâta timp. Da, nu, și nici nu sunt foarte sigur că el știa exact tot ce se publică. Bine, eu sunt convins că a știut atunci, da. Eu fiind legat de muzica ușoară, pe care el și cenaclul nu o agreau deloc, să nu uităm că datorită atacurilor din revista Flacăra, festivalul de la Mamaia de muzică ușoară a fost interzis între 1976 și 1983. Deci ei nu agreau deloc, nu supereau muzica ușoară, doar muzica tânără, cum ziceau ei, muzică folk. Încă o dată, asta este marea greșeală a multora, intoleranța. Lasă-i pe oameni să asculte, lasă-i pe toți să cânte ce vor, să asculte oamenii, să vină la spectacole. Așa cum am spus-o întotdeauna, îi aud pe unii, dom'le, manelele. Dar dacă sunt 100 de oameni, 10.000, care le place un anume gen muzical, tu n-ai niciun drept să-i dai în cap și să-i interzici. Iar ne întoarcem la interzicere. E, așa am fost eu. Dar eu am fost interzis 2 ani jumate și nu pot să spun. Când am reapărut cu un articol, a durat așa, am apărut direct la radio, au fost oameni care mi-au spus, necunoscut, domnul Suescu, am crezut că ați murit. Pentru că atunci cum nu apăr... Cum v-ați descurcat în perioada aceea, domnul Suescu? Greu! Greu, îți dai seama că mă țineau părinții. Da, sau poate eram, nu cred că eram deja, am lucrat câțiva ani ca inginer atunci, m-am angajat ca inginer, că eu terminasem Politehnica și m-am angajat ca inginer. Eu neavând viză pentru Occident, asta pentru cei care își închipie, probabil că eram un favorit al regimului, n-aveam viză pentru Occident și mi-a zis cineva, dom'le, n-ai viză pentru că nu ești angajat. M-am angajat la Feia, în Floreasca, pe platformă acolo. Am făcut, iar am primit o invitație la festivaluri primeam. Iar mi-a venit negativ. Mi-a zis cineva, da, dar nu ești membru de partid. Atunci secretarul de partid de la FEA cu care mergeam la pescu îi zice, mă, te bag în partid acolo. Am intrat în partid și oricum nu aveam nicio treabă. Iar mi-a venit negativ și am zis, atunci un culo de serviciu, mi-am dat demisia și de atunci am fost până în 90. Când m-am angajat la revista Actualitatea Muzicală, am fost liber profesionist. Și oricum, viză n-am avut niciodată, eu n-am călătorit în Occident până în 1990. Ați călătorit, în schimb, în toate fostele state socialiste. Acolo am fost, da. De unde veneați încărcat cu viniluri. Care e locul sau orașul rămas în amintirea dumneavoastră și pe care... v-ați dori să-l vedeți și mâine, dacă s-ar putea? De la noi sau de afară? Din fostele state socialiste. Da, păi, primul rând, din fostele state mă duceam anual la Praga, un oraș superb, un oraș pe care îl recomand tuturor, frumos, era un festival de jazz extraordinar, sala Luzerna. Luzerna e în centru și sala este la subsol. Varșovia. La Varșovia mă duceam tot la un festival mare de jazz, Jazz Jamboree la Varșovia. Mă duceam la festivalul de jazz. Iubeam mult jazzul. Eram și corespondent al revistei Jazz Forum, care era oficiosul Federației Internaționale de Jazz. Și mă bucuram că pot întâlni... Bine, am fost și la festivaluri de muzică ușoară sau rock sau pop, în acest, inclusiv în RDG, dar cred că până la urmă, Praga este cel mai frumos oraș în care am fost. Sigur, am mai fost și la Dresda, am mai fost la Weimar, la un festival în RDG, în fostul RDG, dar Praga rămâne
un oraș extraordinar. Și apropo de ce spuneai, eu veneam cu multe discuri pentru emisiunile de radio, pentru că trebuiau să dăm și muzică din țările socialiste, era o proporție care trebuia acoperită și le aduceam în geantă. Dar mă duceam și cu discuri ale artiștilor români. Le dădeam chiar la casele de discuri, la organizatori și așa am reușit să duc la celebrul festival de care spuneam, de la Praga, un festival uriaș, o trupă de muzicieni de jazz român cu Cătălin Târcolea, maestru, cu Mișii Farcaș la bas, cu Eugen Tegu la baterie, cu Eugen Tegu la bas și cu Ion Baciu Junior la pian. Că atunci n-ai un jazz, pe vremea aia era o chestie. L-am mai dus pe Mircea Vintilă, l-am recomandat și am fost împreună la un festival folk la Ostrava. Deci, iată, am reușit să fac ceva și pentru ai noștri cât de cât, pentru că alminte nu se ocupau prea mult agențiile să trimită în țările socialiste artiști români. Deci, m-ai întrebat de oraș, Praga e un oraș foarte frumos. Și pentru că vorbeați de această iubire pe care o aveți față de muzica jazz, sunt convinsă că din playlistul dumneavoastră face parte și Sorin Zlat, cu care eu am avut mândria, ca să zic, și nu numai eu, ci și toată generația mea de colegi, o promoție întreagă, să ne mândrim cu Sorin Zlat ca fiind foși colegi de clasă, același liceu de muzică la Bacău pe care l-am studiat. Extraordinar muzician Sorin Zlat, de altfel noi l-am premiat la revistă Actualitatea Muzicală în urmă cu câțiva ani. Noi și, bineînțeles, în primul rând, specialistul nostru Florian Lungu, care este pe jazz, îl cunosc foarte bine și vreau să spun că am ascultat romanță, înregistrarea cred. Pe care ai făcut-o cu Sorin Zlat, o romanță celebră de Mălineanu, aș de Henri Mălineanu, în care l-am simțit, nu putea el să stea să bagă puțin niște elemente de jazz, dar foarte bun. Te felicit că ești prietenă cu el și s-ar putea să mai faci niște înregistrări, poate. Doamne ajută, așa îmi doresc și sper să am acest răgaz până să plece, pentru că în urmă cu vreo săptămână ne-am auzit la un telefon, el venind la Bacău pentru câteva zile, mi-a mărturisit că e pe picior de plecare așa în Statele Unite. Sper să se mai gândească un pic și alături de Mihaela să fac aici o carieră în țara noastră, pentru că e valoarea noastră. Și m-aș bucura să fie aici. N-ar fi prima valoare care părăsește țara și ne pleacă oamenii valoroși încetul cu încetul, pentru că nu au ce face aici, n-au de lucru, nu sunt recunoscuți, nu sunt cinstiți cum să cuvine, nu li se oferă acea platformă de muncă pe care o merită. Pare foarte rău și poate dacă pleacă să nu plece de tot. Poate mai pleacă, mai vine, găsește un contract, pentru că totuși țara natală e una. Au urmat 13 ani în care ați prezentat neîntrerupt festivalul de la Mamaia. Ați legat multe prietenii cu atâția artiști, cărora astăzi le-am zice vedete, nu? De cine ați fost sau sunteți încă cel mai apropiat? De refer la cântăreț sau... Da. În primul rând că n-au fost între 13 ediții, dar până în 90 a fost neîntrerupt din 83, când i-au prezentat chiar la reluare, că am spus că până în 83 a fost interzis festivalul. Pe urmă, după 90, am mai prezentat de alte câteva ori, o ediție, două n-am fost eu și ultima ediție a fost în 97, împreună cu Monica Angel. A fost o ediție în care m-am simțit foarte bine, pentru că Monica era relaxată, avea talent comic, n-a mai avut nevoie de texte scrise și așa mai departe. E foarte greu de spus, pentru că, apropo de legături și afecțiuni legate de soliștii pe care i-am prezentat, să nu uităm că în toți acești ani, 40 ceva de ani de prezentare, am avut lângă mine o groază de tineri emoționați, care au pornit la drum, cărora le-am îndrumat pașii în postură de prezentator, dar a contat, le-am înlăturat din emoții, i-am încurajat și așa mai departe. Și apoi i-am urmărit și am fost alături de ei de-a lungul anilor. Și sigur că acești
tineri care pe urmă au devenit cu adevărat artiști valoroși sunt foarte legați de inimă. E vorba și de Mamaia, dar și de Steaua Fără Nume și de alte competiții importante unde am avut Amara și așa mai departe. Sigur, ce să spun acum? Cum să nu mă revăd cu mare plăcere cu Alina Mavrodin, de exemplu? I-am mânat trofeul Mamaia în 1987. Era profesoară de ne-a legat și asta, pentru că eu, fiind inițial un matematician talentat, ea era profesoară de matematică într-o comună din județul Covasna, deși făcuse facultatea de matematică la Iași. Și când am prezentat-o, Brăduț sau Brădet, așa ceva. Mi-aduc aminte că așa cum am prezis. Și acum, din județul Covasna, profesoara de matematică din comună. E, am aflat ulterior că toți elevii și toți cei din comună, ce fericire, ce încântare a fost. Am prezentat-o și la Steaua Fără Nume. Loredana Groza, Cătălin Crișan, Daniel Iordăchioaie, Marina Florea. Of, Doamne, atâția și atâția pe care îi revăd și văd acum cu câtă siguranță vin în fața publicului după 30 și ceva de ani. La cine? Oana Sârbu și atâția și Alexandra Canareica și voce extraordinare. Unii au avut șansă mai mare, unii mai puțin, dar talent au avut cu siguranță toți. Deci ei sunt foarte apropiați de inima mea toți și nu pot să fac nicio ierarhizare. Nu pot să spun că unul mi-e mai drag decât celălalt. Într-o ediție anterioară, Marina Voica spunea că sunteți singurul care mai poate vorbi de cei din generația de aur. Și cu voia dumneavoastră ne-am dori să vă supunem unui test. Să vedem câte informații mai deține azi Octavian Ursulescu despre acele vremuri. Ce capcana asta, Vasilica? Îmi fac datoria să vă pun în gardă că nu ne dorim doar o recunoaștere, ci și informații exacte despre cei care au ieșit din atenția publicului poate de mai bine de 30 de ani. Acceptați această provocare și să vedem dacă porecla de domnul enciclopedie mai stă în picioare? Auzi, ar fi culmea să te refuz când mă privești cu ochii aceia strălucitori, cu un zâmbet. E, încercați, dragi telespectatori, să o refuzați pe Vasilica. Ce test, Vasilico? Uitați, că mi-e și frică. O să ne uităm în plasmă. Nici măcar eu nu știu ce artiști sunt selectați. Și o să vedem ce alege acest album al generației de aur. Ia să vedem. Hai să vedem. Olimpia Panciu, pe Olimpia Panciu am cunoscut-o când era puștoaică, în 1969, festivalul de la Mamaia s-a ținut la Constanța, ploua, la Teatrul Dramatic și ea venise împreună cu Mihai Constantinescu atunci, care îi scrisese melodia celebră Păpușa. Puțină lume știe însă, sigur, a avut o carieră frumoasă, mai ales în televiziune, are un talent comic extraordinar în celebrul trio Marius, Olimpia și Mihai. Marius Seic, Olimpia Panciu, Mihai Constantinescu. Extraordinare show-urile lui Titus Munteanu cu ei trei. Puțină lume știe însă că are un talent de graficiană, desenează, face niște portrete formidabile. Aproape toți cei cu care a colaborat, eu n-am. O să-i spun să-mi facă și mie un portret. Portrete în creion extraordinar de talentat. Dacă ar fi stat pe litoral sau la Paris, într-o piață, să facă portrete, ar fi câștigat o avere. Ea de curând, de câțiva ani, s-a întors cu soțul ei, Mircea Romcescu, remarcabilul compozitor și instrumentist din Danemarca, unde s-au stabilit multă vreme și acum este la București. M-aș bucura să o mai vedem în vreo emisiune, să mai discutăm despre ea și cu Mircea Romcescu de asemenea. Sunt niște valori extraordinare. Olimpia, minunată fată. Deci nu v-am prins cu Olimpia Panciu. Deja ne-ați convins. Următorul artist. Ia să vedem.
aici, văd că parcă e la roada norocului, se învârte tâc-tâc și unde se oprește. Vedem unde se oprește. Alexandru Șula, ce băiat extraordinar a fost Alexandru Șula. S-a prăpădit în urmă cu câțiva ani, avea deja 80 de ani, dar a fost activ până în ultima parte a vieții, gălățeanul acesta, care a fost marea vedetă a teatrului muzical Nae Leonard din Galați. Atenție, e Nae, nu e Nicolae Leonard, cum văd că scriu unii greșit. De fapt, am aflat acolo că de fapt nu era nici Nae, pe el îl chema Naia. Naia era numele de familie, Leonard Naia, și s-a transformat în Nae Leonard. Ei bine, cu Alexandru Jula am făcut turnee, niciodată n-am făcut atâtea turnee în țară. Le organiza el, se ocupa el. David zice, păi lua diversi cântăreți, pe Stella Enache, pe Marina Florea, pe, nu știu, diversi interpreți. Pe urmă a avut la Galați o emisiune de televiziune de 2 ore în fiecare sâmbătă, am fost de multe ori acolo, pe care o prezenta și invita numai vedete de muzică ușoară și muzică populară. Ne mai vorbim de spectacolul său, Alexandru Jula și prietenii de la Teatrul Muzical Nae Leonard, unde au fost toți mari cântăreți, toți mari actori ai noștri, era un adevărat regal. Și am prezentat de multe ori acolo, vreau să vă spun că la acest spectacol au susținut ultimele lor reprezentații Dan Spătaru și Gil Dobrică, iar Cornel Constantiniu a avut primul spectacol și probabil n-a mai avut spectacol pe scenă după aceea, după ce se întorsese de la operație de la Viena. A fost o emoție îngrozitoare în sală, toată lumea știa. Și vreau să vă spun o chestie. Cornel, emoționat când a plecat din București, a uitat banda, CD-ul cu pozitive, că el nu mai putea să cânte atât de bine și își luase un CD cu negative, ceea ce telespectatorii știu, deci trebuie să cânți. Ei bine, vreau să vă spun, sigur au fost unele ezitări pe care publicul normal că le-a apreciat, dar el a cântat cu fruntea sus și a fost un succes extraordinar. De-aia Alexandru Jula merită toată stima noastră pentru tot ce a făcut de-a lungul vieții. A lansat o groază de discuri, este un cântăreț care rămâne în istoria genului. Știu că se întâmplă adesea să nu fie prea ușor când te regăsești departe de cărarea anilor. Nu privi ce-a fost odată și ridică fruntea sus. Porți o primăvară în suflet și asta-i de ajuns. Și ce dacă trece vremea, și ce dacă? Îmi spun doar nu e nimic și lasă treacă. Și ce dacă vine toamna, nici nu-mi pasă. Oricând îți poți face viața mai frumoasă. Nu v-am prins nici cu Alexandru Jula. Mergem mai departe, păi, cu următorul artist. Păi dar ce, aici artist facem așa, cu prins, cu vedem în offside? Încercăm. Noi ne dăm silința, dar nu ne iese. Haideți cu următorul artist. Vorbeai tu de dispariții și ea te-a părăsit tânăr acum câțiva ani de zile. A fost un copil minune a muzicii ușoare românești și chiar că nu mă poți prinde aici pentru că am cunoscut-o când avea doar 14 ani. A venit la festivalul de la Amara, a luat un premiu, porma a luat premiul tinereții la Mamaia, la alte spectacole și așa mai departe. A devenit o vedetă autentică de foarte, foarte tânără. Și ne lega și faptul că eu fiind un sfert armân dinspre bunicul, dinspre mamă, ea era machedoancă, cum spunem noi, și țin minte că era foarte tânără și am făcut o vizită, stătea pe undeva prin Pantelimon pe acolo și părinții ei îmi spuneau că era foarte tânăr atunci fotbalistul Hagi de la Sportul Studențesc. A venit și făceau oarecum curte, macedonii între ei, sigur, e mult de atunci. Marina Scupra a fost o voce, o prezență absolut minunată și avea un șarm și o naturalețe extraordinară. Am fost foarte, foarte afectat și șocat când s-a prăpădit. Am fost
la biserică, acolo, la capelă și nu mi-am putut stăpâni lacrimile, pentru că, într-adevăr, când vezi că un om foarte tânăr pe care l-ai prezentat se prăpădește atât de devreme, te încearcă o mare durere. Regia, să încercăm cu ceva mai greuț. Poate găsim. Se pare că domnul Ursulescu se descurcă cu absolut orice. Cu cei mai tineri. Cu cei mai tineri. Rații Menzel. Mi-e și frică, nici nu mă mai uit acolo să văd ce apare. Frații Menzel, iată, dintre cei de până acum, pe ei nu i-am prezentat niciodată. Pentru că ei s-au lansat de mult, de mult, de tot. Ei au fost vedete ale Teatrului Tănase în 59-60. Au apărut atunci. Vreau să spun că dacă despre ei știu mai multe, să nu crezi că acum m-am pregătit. I-am prezentat de curând pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase într-o gală Savoi în care au fost omagiați. Atunci sigur că m-am documentat, dar despre Vasile, despre Pasi Menzel, cel mai micuț așa, știam multe pentru că el a fost nelipsit de la lansări de discuri, lansările mele de cărți, a fost un personaj foarte simpatic. Ei, frații Menzel, au fost cei care pentru prima oară în România, atunci pe anii 59-60-61, dansau step în concertelor, în recitaluri. Pac, pac, studiase Ray Stepp cu Sandu Faer, era un coreograf foarte cunoscut. Pasi Menzel, micuțul ăsta care are 82 de ani acum, fratisul Eugen are 84, să vedeți ce bine să țin amândoi, este actor, cântăreț, compozitor, balerin, coreograf, scenograf, autor de cărți, profesor universitar asociat, probabil că am mai uitat multe, premiat la Cotroceni cu titlul de cavaler, nu știu ce, o groază și o groază și membru fondator societar la Teatrul Excelsior din București. Ca să vă dați seama câte a făcut omul ăsta. Aceștia sunt frații Menzel. Eu nu prea știu cântece să vă spun, dar erau foarte simpatici, plin de viață și acum l-am văzut la Savoi cum a dansat puțin și step și ne-a amintit o piesă celebră, un duet făcut din doi tineri, a fost surpriza organizatorilor, Vasile Muraru și Valentina Fătu, un duet, doi frați, alți puști, nistori, care au cântat una din piesele de succes din anii aceia, care era din Over the Rainbow, din Vrăjitorul din Oz, cu text românesc al fraților Menzel. Deci aceștia sunt într-adevăr istorie, pentru că era perioada aceea grupurilor vocale. Trio Armonia, Trio Caban mai târziu, Trio Doremila Constanța, Trio Grigoriu, erau grupuri vocale, se purta, erau surorile Cozac, nu le-am prins, nu le știu, tot la Teatrul Tănase și așa mai departe. În Trio Armonia, de exemplu, cânta soția lui Sile Dinicu. Nu știu dacă erau căsătoriți sau viitoarea, sau nu știu. Pasi Menzel mi-a spus, eu habar n-aveam. Și așa mai departe. Deci, frații Menzel, o istorie extraordinară. Domnule Ursulescu, ne-ați convins. Haideți, poate îl prindem pe domnul Ursulescu, următorul la ruletă, cum ziceați. Văd că m-am spus cu frații Menzel așa, în anii 59-60, când eram în pantalon scurt, sigur. Pe Dorina Drăghici totuși am prezentat-o odată. Vreau să spun că asta se întâmpla la începutul anilor 90. Ea a murit în 1994 și la Craiova. Orașul său natal era festivalul Ion Vasilescu. Au fost doar 3 ediții și nu pot să înțeleg de ce oltenii nu perpetuează memoria celui mai important compozitor de muzică ușoară românească. S-a stins atunci festivalul, dar n-a mai fost reluat. Ei bine, Dorina Drăghici, eu știu mai multe despre ea pentru că am scris acum vreun an un articol amplu despre vocile de aur uitate ale muzicii ușoare românești. Lavinia Slăveanu,
și Aida Moga, erau surori, Dorina Drăghici, Gigi Marca, Roxana Matei. Repet, nu le-am cunoscut, dar m-am documentat. Pe ea am prezentat-o la festivalul Vasilescu odată, era la sfârșitul vieții. Dorina Drăghici a fost căsătorită cu Nicu Stoienescu, un cântăreț foarte bun în epocă. Ei au lansat, cred că vă aduceți aminte, dragi telespectatori, celebrul Firicel de Floarea Albastră. Ce melodie extraordinară! Dar ea a lansat câteva melodii rămase, zic eu, în memoria ascultătorului mai în vârstă, pentru că nu se mai difuzează. Tropa, tropa. Dragă-mi e bădița cu tractorul. Celebrul Marinică a lui Mălineanu, care a fost un hit european. Marinică, zis Codașu, era o piesă satirică, așa. Cine mi-e drag mă așteaptă, o altă piesă foarte frumoasă. Piesă. Și mai era o piesă, eram copil și o ascultam cu drag. Ce frumos îmi răspunzi, alo. Ea făcea, ce frumos îmi răspunzi, alo. Și o fetiță răspundea, dar cine e acolo? O piesă foarte frumoasă, dar în primul rând m-am documentat și când am scris un serial despre festivalul de la Mamaia, ediția 1963 a fost prima. În 1963 a fost prima ediție a festivalului de la Mamaia și atunci așa era, fiecare melodie era prezentată în două versiuni. Și o melodie a lui Henri Mălineanu, pe care tu o cânti cu Sorinzi la... Aș vrea Iranii Tinereții. A fost prezentată de Dorina Drăghici și Ioana Radu. Sigur că Ioana Radu a rămas ca interpretă mare de romanțe legată de acest titlu, dar iată și Dorina Drăghici te spune ceva. Nu m-ai încurcat nici acum, am scăpat. Greu. Greu. Mai încercăm o dată. Ia să vedem. Gabi Cotabițe, și ăsta e, dar ăsta e mai machedon decât mine, după tată, mai mult craioven, că tot am vorbit acum de Craiova, m-au legat multe, mă leagă între altele faptul că am absolvit aceeași facultate electrotehnică, el la Craiova, eu în București, dar am făcut practică într-o vară la Electroputere Craiova. L-am cunoscut când era solist la formația Rock Redivivus din Craiova, apoi a fost la Holograf un timp și când l-am prezentat pentru prima oară cu melodia Noaptea Albastră de Ionel Tudor la Festivalul Melodii la Polivalentă. Mi-am dat seama, de fapt la Mamaia o prezentase, dar aici a luat un premiu important, mi-am dat seama că deja în muzica oșară românească apăruse o voce masculină puternică, rock-ul era foarte important, avea și carismă și așa mai departe. El avea trei fetițe. Okay, la Craiova cu soția, au venit în București, tot eu cu chirie, într-o cămăruță undeva prin Titan și am început să facem spectacole, turnee și mi-am dat seama că era foarte greu. Norocul meu a fost că la un spectacol la o polivalentă organizat de Casa de Cultură a Sectorului 5 am aflat că fetele unui tovarăș important cu spațiul locativ, tovarășul Roșca de la Sectorul 5, erau fane Cotabiță. Imediat am făcut legătura, am aflat de la organizatoare, de la doamna Rusu, unde sunt, le-am chemat, zic, fetelor, și eu, uite, Gabi n-are, vai, mergeți la tata, luni. Și am fost la tovarășul Roșca, care a fost foarte drăguț și l-au luat pe Gabi, l-a plimbat prin mai multe locuințe din București și a ales una foarte bună, undeva pe la Piața Rosetti, unde a stat multă vreme. Dar nu asta vreau să vă spun. Am făcut atâtea turnee cu el în toată țara, majoritatea cu titlul Noaptea Albastră. Și erau și alții invitați. Dar de Gabi mă mai leagă ceva și nu prea am spus asta. Eu n-am avut viză, v-am spus. Nici el n-a avut viză până în 89. Și în 90 s-a evit o ocazie la San Remo. S-a organizat, pentru că toate țările din Est renunțaseră la regimul comunist, socialist în sfârșit, un așa zis manifestare, nu era un festival, era un spectacol San Remo Libertà, în care au fost din România, din Polonia, din Rusia, din Ungaria, din Cehia și așa mai departe. RDG, nu cred.
Și acolo era echipa noastră, Angela Similea, Gabriel Cotabiță, Dida Drăgan, formația Roata, niște balerini. Și eu cu Titus Muntean ne-am lipit și noi. Nu eram în delegația oficială. Ne-am plătit drumul, pașaport, ne-am dus și noi acolo. E bine, am ajuns acolo la San Remo și vă dați seama, oameni care n-au pășit în vest niciodată, am ieșit, am ajuns seara târziu în San Remo, am ieșit cu Gabi Cotabiță și ne-am plimbat pe străzile, erau palmieri, erau vegetație luxuriantă în San Remo și fără să vorbim, ne-am plimbat ore în șir, așa, parcă respiram aerul acela din vest. Sigur, acum nu s-ar mai întâmpla asta, dar asta e o amintire pe care niciodată nu o să pot elimina din memoria mea. Nu v-am prins nici de data aceasta, domnule Octavian Ursulescu. Mai încercăm o dată și gata, eu mă las bătută. Nu te lăsa bătută, încearcă de cât mai multe ori, că nu se știe niciodată. Și mai încercăm o dată. Nu e un concurs, adică mai află și telespectatorii câte ceva despre niște artiști extraordinari. Asta este și intenția noastră. Să ne amintim de valori. Sigur că da. Iar dumneavoastră, așa cum atât de frumos a zis doamna Marina Voica într-o ediție anterioară, a spus că Octaviancic, ești singurul, trăiește, fii sănătos, ești singurul care mai poți să vorbești despre noi. Eu? Titus Andrei, de asemenea, un om extraordinar care cunoaște toți artiștii, dar sigur, eu i-am prezentat atât de mult pe scenă, cât fără să vreau, m-am încărcat memoria și știu pe din afară. Eu nu pot să zic despre un cântăreț că nu știu ceva. Este imposibil. Uite, și despre tine știu, că ai fost la Crisantema de Aur, că ai terminat teatru. Mulțumesc! Mai încercăm o dată. Ileana Popovici. Ilenuța, cum îi spunem noi. Regina de la Butu, de la Buturugen, pentru că ea locuiește în comuna Buturugen din județul Giurgiu. Ilena Popovici a terminat conservatorul, a făcut liceul de muzică, a terminat conservatorul și a cântat mult, mult în filme, în general în filmele lui Richard Oșanitschi. A cântat bossa nova, de fapt a fost specialista noastră numărul 1 în bossa nova. Ea și a mai cântat și Puica Igiroșanu, a făcut parte alături de Aurora Andronache dintr-un trio vocal, trio Aurora se chema, Ileana Popovici, dar pentru mulți este foarte cunoscută ca actriță de film. Deși ea este muzician în primul rând, interpretă, a fost toată viața a lucrat în redacția de ilustrație muzicală la televiziune. Puțină lume știe că cât de important este fondul muzical pe care se făceau filmările sau pe care care se punea pe subtext la comentarii. Ea era în această redacție un om de mare gust. De asemenea, a realizat banda sonoră pentru echipele naționale de gimnastică sportivă și gimnastică artistică la olimpiade și la campionatele mondiale. Și acum a locuit la San Remo mult timp, cam jumătate de an stătea la San Remo, jumătate aici, și continuă să ne scrie nouă la revista Actualitatea Muzicală cronicele festivalului de la San Remo, pentru că e ca la ea acasă acolo, îi cunoaște pe toți, de fapt, fotografii cu ei. Și s-a retras, cum vă spuneam, la Buturugene acolo, cu câini, cu pisici, cu grădină și așa mai departe. Ileana, ești minunată! Așa mai aflăm și noi despre valorile noastre. Într-adevăr, sunteți o enciclopedie. Vă mulțumim pentru că ați acceptat acest mic test. Ați ajuns însă să îi prezentați și pe Julio Iglesias, cu care vă uitați după fete în tinerețe pe străzile din Brașov. Dar tu ai mi-ai spionat și tinerețile, Vasilica, știi totul despre mine. Nu numai pe Julio Iglesias, sigur, am prezentat zeci și zeci de mari artiști, sigur, nu, mulți, mulți, și sunt foarte mândru și am
unii dintre ei am păstrat o corespondență și o legătură. Am scrisorile holografe cu Amalia Rodriguez, cu Caterina Caselli, cu Giulio Racincueti, cu mulți, mulți, mulți. Frida Bocaraj, Jacques Cristin. Și cu Julio Iglesias m-am împrietenit. Eu eram un june ziarist la Cerbul de Aur și el era un june cântăreț venit acolo. Bineînțeles că n-a luat niciun premiu. Că așa sunt jurile de la noi, mari specialiști. Ajung vedete cei care nu iau premiu, deci poți să fii convins că așa s-a. A fost și Cristina Aguilera la Cerbul de Aur și n-a luat nimic. Stai liniștit. Adică e bine să se știe cât de buni suntem noi în jurizări. E, și acolo eu cu Julia ne-am împrietenit și cu Frida Bocara. S-a prăpădit săraca cu niște ani în urmă. S-a sinucis, am înțeles. Da, asta e. Umblam și noi prin Brașov, ne mai uitam după fete, făceam comentarii că el a subliniat frumusețea fetelor din România și eu eram foarte mândru, sigur. Iată, într-adevăr, Julio, uite și acolo, uite și acolo. Am rămas bun prieten și am mai corespondat, am mai ținut legătura, apoi m-a mai trecut timpul, n-am mai știut unul de altul. Și când a venit pentru prima oară în România după atâta timp, pe urmă a revenit de câteva ori, m-am dus la hotel a bucuriei și am arătat fotografiile din acea perioadă. Aveam fotografii al negru cu el, cu Julio, alături la Cerbul de Aur. Nu i-a venit să creadă, m-a invitat să-i prezint spectacolele. Nu eram prevăzut ca prezentator, nu neapărat. Ne-am mai văzut și am ținut legătura. Și de atunci Julio îmi trimite de fiecare dată de la Miami. El are și la Miami, stă și în Republica Dominicană, are mai multe, bănuiesc, nu are probleme ca și mine locative. La fel ca și dumneavoastră. Da, exact. Cred că are și el o grădină mică cu fragi câțiva luni. De fragi și de alumni. Și îmi trimite în fiecare an niște felicitări de Crăciun foarte simpatice. Felicitările ce conțin? În primul rând fotografii cu toți copiii lui, care sunt mulți, numeroși copii, ăștia mai mici, că ea, Julio Junior și Enrique nu mai apar în poze, cu soția lui, cu căței, cu pisicile. Uneori a avut, odată a avut și un CD în care el și cu Miranda, cu soția lui, îngânau ceva Holy Night, cred, sau nu știu ce. Adică de fiecare dată sunt la curent cum au mai crescut copiii lui și ce s-a mai întâmplat în familia lui Julio de la Miami. M-aș bucura să îl reîntâlnesc. Dar ideea de bază e, româncele sunt cele mai frumoase. Iar la hotel, după spectacol seara, nu știu care din organizatori a avut ideea de a adus vreo, erau vreo 6-7 fete, dar gen top modele așa, dar doar să stea la masă cu el. Era așa de încântat și atât de fericit a fost, încât atunci când l-a sunat soția lui, a ieșit puțin din sală să vorbească cu ea. Să înțeleg că n-a fost chiar un moment fericit pentru el când a fost sunat de doamna. Ba da, nu că nu s-ascundea și doar flirta așa cu ele. Era glumeț, el a fost un șarmant, un prinț șarmant întotdeauna. E normal, cântecele sui romantice și toate femeile cu siguranță au suspinat măcar o dată ascultând un refren al lui Julio Iglesias. Da, sigur, el cu bun simț a ieșit să vorbească cu soția lui, care, vă dați seama, aia știe foarte bine cu cine stă în casă. Sigur că da, așa încât nu-și face probleme. Care e marele regret profesional al lui Octavian Ursulescu? Faptul că nu ați prezentat poate niciodată Cerbul de Aur? Da, n-aș spune chiar un regret, că nu cred eu după atâtea și atâtea manifestări pe care le-am prezentat, am suferit cumplit. A fost o neîmplinire, aș spune mai degrabă, și aș spune că o neîmplinire pentru organizatori, în primul rând, pentru că nu mai e nevoie să spun ce experimente nefericite s-au făcut adesea la festivalul de la Brașov. Nu mă refer la cei care au prezentat, nu e vina lor, eu au fost aleși și așa mai departe. Atâta doar că mi-aș fi dorit eventual să pot demonstra că un festival internațional din România se poate prezenta foarte bine în limba română,
punând în valoare artiștii români și așa mai departe. E, acest lucru nu prea s-a întâmplat. O singură dată am fost și eu la Cerbul de Aur, dar era după amiaza în transmisie directă o emisiune de la Teatrul Dramatic, se chema Club Sentimental. S-a aniversat, nu știu, 20-30 de ani de la prima ediție a festivalului și acolo, la Teatrul Dramatic, unde s-a ținut festivalul la primele patru ediții, s-au făcut niște emisiuni extraordinare cu toți eroii acelor ani sau anilor care sunt mai scuze. A fost și Valeriu Razarov, a fost George Zbârcea, Ion Cristinoiu, Marius Țeipu, Cornel Fugaru, Jacques Eustin, câștigătorul primei ediții, Terence Taimes. Dar cine n-a fost acolo? A fost o emoție, sala plină și oameni care se bucurau să vadă atâtea. S-a cântat, s-a discutat, s-au depănat amintiri. Sigur, festivalul mare era seara în Piața Sfatului, dar adevărata emoție legată de Cerbul de Aur, acolo a fost, la Clubul Sentimental. Și mă bucur. Am prezentat împreună cu Madalina Manole. Dacă ar fi să comparați un festival de dinainte de 1989 cu ce se întâmplă acum în festivaluri, care ar fi diferențele? Păi, diferențele sunt cu siguranță mari. Probabil că înainte era o anumită închistare, o anumită rigiditate, nu foarte mare. Eu, de exemplu, poate puțină lume mă crede, n-am avut niciodată un text dat la viză la festivalul de la Mamaia, nu m-a întrebat nimeni ce o să spun, ce o să fac, probabil că aveau încredere în faptul că sunt o persoană responsabilă. Atâta doar îmi spunea secretarul de stat Ladislau Hegeduș: Tavi, să nu uiți să spui de Cântarea României la început, marele festival, manifestarea națională sub cupola căreia se află și festivalul de la Mamaia. Pormă mai băga ei o piesă tematică la început, una la sfârșit și între ele se punea, puteau să fie difuzate cântece de iubire. Deci, festivalul de dinainte, festivalul în general, ca orice manifestare muzicală înainte, avea un mare avantaj față de cel de azi. Melodie extraordinară. Compozitorii toți participau, erau angrenați. Mi-e greu să spun, bine, aveam și foarte mulți compozitori buni, dar nu lipsea unul. La Mamaia, la Schlager, era o bătaie pe premii, nu se supărau, Giroveanu apărea față de alături de Mircea Roncescu, Henri Mălineanu, Deda, concurau și ei, nu se supărau dacă nu l-au premiu. Acum, în ultima vreme, festivalurile de după marii compozitori, aceia care mai sunt, evită să mai participe și din acest motiv se simte o sărăcie a exprimărilor muzicale. Deci, sunt puțin nostalgic și cu siguranță subiectiv prezentând atâtea festivaluri înainte, dar aș spune că dacă fac un calcul, am prezentat mult mai multe festivaluri după 90, pentru că înainte era doar Mamaia și Amara, nu mai erau. Am mai prezentat și pe la Piatra Neamț. Cui credeți că se datorează această reticență a compozitorilor? Cred, adică nu cred, sunt convins, că nu se mai simt de acolo, în această lume în care profesioniștii nu mai sunt respectați, oamenii de muzică, oamenii cu studii muzicale, cu conservatori și așa mai departe, nu se mai simt respectați de anumite case de producție, de producători. E o lume în care amatorismul cam mult își face simțită prezența, așa încât ei, în loc să vină și să fie învinși nemeritat de niște oameni care probabil au o susținere mai mare, mediatică în primul rând, preferă să stea deoparte. Și asta este foarte, foarte trist, pentru că, repet, nu mai avem foarte, foarte mulți compozitori de valoare, s-au prăpădit mulți, mulți dintre ei și atunci eu m-aș bucura să-i mai văd în concursuri, să-i mai văd cu melodii, dar nu mai ai unde. Pentru cine să compună? Mă refer la concursuri. Cine să le mai cânte? Mai ales cine să le difuzeze? Și atunci ei nu mai compun. Trist. Sunt vremuri în care nunțile beneficiază și ele de un
spectacol. Ați fost solicitat să prezentați astfel de evenimente? Oh, dar am și prezentat și nunți importante. Adrian Copilul Minune, de exemplu. Sigur. Fanespoitorul. Nu ascund acest lucru, a fost foarte de o eleganță desăvârșită. Adi Minune a avut la Palatul Snagov, Fane a avut la Marriott, lume bună, îmbrăcată elegant, s-a cântat cu artiști importanți. Bă, sigur, manele mai spre dimineață, dar dimineață de tot în rest. Dar sigur, am prezentat câteva evenimente ale lui Cristi Borcea și Căsătorie și Botez. Înainte de 89 nu se practica acest lucru, dar mi-aduc aminte că am avut vreo două propuneri și le-am respins așa jignit eu să fi la nuntă, dar ce credeți? Ce? Pe urmă mi-am dat seama că la urma urmei este un eveniment atât de fericit și de frumos și aveam de prezentat artiști pe care îi prezentam și la Mamaia, să zicem. Și așa încât după 89 am fost la câteva evenimente, nu foarte multe, dar repet, de fiecare dată onorat că sunt alături de niște miri tineri și fericiți că iată Octavian Ursulescu a fost alături de ei. Deci, încă o dată, nu resping nunțile, botezurile, telefonul a fost de la Vasilica. Aveți 6 cărți scrise despre Marina Voica, despre Titus Munteanu și atâtea alte valori românești. Pe când o carte cu amintirile proprii dintr-o viață trăită alături de atâtea legende? Cele 6, în afară de cele 2 amintit, au fost 3 despre compozitori foarte importanți, despre Paul Urmuzescu, Temistocle Popa și Titel Popovici. Titel Popovici, foarte cântat și în lumea romanței, îl știi foarte bine, compozitor ieșan și dirijor extraordinar. Și o carte minunată pe care am scris-o la comanda celor din Ialomița la 50-a ediție a festivalului de la Amara. 50 de ani neîntrerupți. Din 1968 Amara s-a desfășurat neîntrerupt. În 1968 s-a lansat, e adevărat, 3 luni mai târziu și Crizantema de Aur la Târgoviște, dar Crizantema deja are o ediție în plus, a luat avans pentru că nu s-a întrerupt niciodată. Amara a fost o vară în care nu s-a ținut, n-am înțeles de ce, pentru că fiind în aer liber, chiar cu pandemia, se putea ține. Da, în sfârșit. Deci și aceasta e a 6-a carte, 50 de ani, Amara, istorie și legendă, în care m-am mai documentat, eu am prezentat și ediții mai vechi, am mai căutat și am cu fotografii multe. Iar o carte despre mine niciodată nu voi face. Dar nu mă interesează să pun amintirile pe hârtie și în general vreau să spun, nu mai vreau să mai scriu cărți. Nu le mai citește nimeni. Hai să fim serioși și iar să le fac așa pentru mine sau pentru câțiva prieteni, chiar că nu merit. Înainte de a încheia, vreau să ne mai spuneți doar atât. Dacă ați putea retrăi un moment din trecut, care ar fi acela? De ce vă este cel mai dor acum privind în urmă? Ia uite ce întrebări îmi pune Vasilica, așa s-a pe final, așa când mă vede mai tulburat după ce m-a luat la teste. Și deloc. No, e foarte greu de spus și mai ales că după ce treci prin atâtea într-o viață frumoasă, ai încerca, zic eu, să te oprești la fiecare sau la cele mai importante momente frumoase din această viață și este foarte greu să alegi acest lucru. Zic, cele mai frumoase la care nu o să mă pot întoarce niciodată sunt cele de la Chihelu de Sus, din copilăria mea la țară și alea sunt unice și de neînlocuit și este normal. Cred că fiecare dintre noi... Unde ai copilării? La țară ai fost? Sau... La țară, la bunici, până să merg la școală, undeva la 30 de kilometri. Și n-a fost extraordinar? Extraordinar a fost. Asta este, nimic nu poate înlocui. Și am niște amintiri atât de pregnante din acea perioadă, de necrezut. Și am amintiri care mi s-au șters din anii mai recenți, cu spectacole, cu interpreți străini și așa mai departe. Aș vrea să mai retrăiesc ziua în care
am aflat că am luat premiul 2 la Olimpiada de Matematică pe țară. Așa o fericire am trăit atunci, nu vă dați seama. Și niciodată n-am știut unde am greșit. Eu am fost convins că am făcut totul perfect. Punctajul maxim era 20 de puncte. Era la Facultatea de Matematică, Olimpiada. Și eu am primit 19. A câștigat un băiat din turnul Severin, nu-i uit numele, Eleodor Popescu îl chema. Zic, dacă îl prind pe Eleodor Popescu. Și peste ani, din turnul Severin, era, am ajuns cu un spectacol la turnul Severin și am întrebat pe cei de acolo, nu mai cunoașteți un domn, Eleodor Popescu? Va, e cel mai bun profesor de matematică de la liceul nostru, nu știu, Decebal, Drobeta, nu știu cum se cheamă. E, deci el și-a urmat vocația și aș mai vrea să mai trăiesc ziua în care mi-au apărut primele poezii în revista Amfiteatru. Ah, cred că am cumpărat de la Lizeanu din Colș toate revistele. Amfiteatru, să apari cu poezii, cu semnătură acolo, le-am și acum. Și aș vrea să mai retrăiesc zilele în care primeam revista americană Billboard, la care eram corespondent și îmi vedeam numele acolo cu cât un articolaș în care scriam despre România. Am scris mult, mult despre România în toate publicațiile străine unde am colaborat. Cred că asta e tot ce am putut să fac înainte de 89 și imediat după câțiva ani, în Jazz Forum, în Billboard, în New Musical Express, în Music Week, în Melodie din Cehoslovacia și așa mai departe. Jazz Jardin International din Marea Britanie. Deci, cred că astea sunt bucurile. Când vedeai că fiecare... și cum? Primul articol care mi-a apărut în Scânteia Tineretului, pe prima pagină. Îl am înrămat, că nu țin alte, dar l-am găsit, acum în pandemie am avut timp să mai răscolesc, să fac ordine, am găsit articolul, l-am pus într-o ramă, știi cum se chema? Cum? Locomotiva de 1250 de cai putere, iese, nu știu, la 23 august pe poarta fabricii, pe prima pagină era cu semnătură. Aia nu se poate povesti. E, da. Ce să mai scriu acum? De locomotive? Na, nu mai am cum, dar în sfârșit. Mai am multe lucruri pe care sunt sigur că le voi retrăi în călătorii, lucruri minunate sau când am fost. Hai de mult. Eu în muzică, dacă mă întreb care ar fi elementele de bază și idolii mei, formația Beatles, formația Bee Gees, ABBA, Elvis Presley. Ăștia în primul rând, ăsta e un Cvartet de Aur. Și când am ajuns toată în America, în Memphis, nu se poate să nu mă duc la Graceland, la casa lui Elvis. M-am dus acolo, fai cu ce emoții, și are mormântul în curte și am pus o floare și am văzut avioanele lui și mașinile și casa și discurile de aur. E, astea aș vrea să mai ajung. Dar nu știu, să văd la Elvis, nu, dar pe la Liverpool, pe undeva, pe la Beatles. Și-a dorit să ajungă o stea de cinema, dar destinul i-a rezervat un alt drum spre inima publicului. Fata asta și rămâne în locul Romy Capocean, nu se poate așa ceva. În familia mea eu am fost singura care am descoperit muzica lăutărească, deci după ce am auzit după Romy Capocean, apăruse acel CD-ul mic cu Gabi Lungă, Dumnezeu s-o ierte, care m-a fascinat. Însă am avut spectacol la teatru din Paris, teatru de Ville. Acolo am fost foarte apreciată. Statul român. Ce pensie i-a acordat marii artiste Panseruța Ferraru? O pensie de indemnizație de 272 de lei. Mi-am dorit și eu să fiu mireasă la 20 de ani, la 25 de ani, hai. Dar nu așa, la 52. Când l-ați simțit în viața dumneavoastră cel mai prezent sau cel mai aproape pe Dumnezeu? Când l-am visat. Cântăreții de muzică populară nu au voie să interpreteze muzică lăutărească. De ce? Ei nu sunt înnăscuți pentru așa ceva.